a revenit în studio. Mircea, hai să continuăm ideea. Un alt film science fiction, mai mult fantastic, bine zis tot comedie, este un film realizat chiar de Jerry Lewis. Este Profesorul Tresnit, în 1963. Film care a fost reluat în vreo 10-20 de ani mai târziu de Eddie Murphy. În al doilea film cu Eddie Murphy, din 1996, unul dintre scenografi este totuși eroul nostru principal din subiect. Da, da, într-adevăr, The Nutty Professor, Profesorul Tresnit, apare cu Jerry Lewis în 1963. Exact. Jerry Lewis joacă rolul lui Kelp Julius, care e profesorul. Profesorul de chimie, care era urât, era bâlbâit, tocilar, era tocilar, fără curaj, cu o miopie avansată. Inventează o poțiune fermecată care îl face să devină cel mai seducător Don Juan. Da, da, da. Și când poțiunea își termină efectul, revine la forma inițială, exact, de și aici personaj apar efectele comice. Dud. Iar filmul al doilea cu Eddie Murphy, din 1996. Exact. A luat premiul Oscar pentru machiaj. Da, și Eddie Murphy joacă rolul lui Sherman Clump, exact. De data asta poartă alt nume. E interesant că acest film este ecranizarea unei povești, de fapt, scrisă de Robert Louis Stevenson, sub titlul Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului Hyde, care Stevenson a scris și povestirea Comora din insulă. Iată că a devenit subiectul unui film repetat la... Dr. Jekyll și Mr. Hyde este un film fantastic, horror. Da, dar aici da. Este adus pe comedie. Cum îi spunea Constantin la Profesorul Tresnit inițial? Profesorul distrat. Distrat. Da. Și pentru că am vorbit despre Profesorul Tresnit, hai să vedem un dar fragment. Dar eu voiam la Profesorul Tresnit, scuze, putem vedea fragmentul dacă e... Voiam să spun o altă treabă aici. Filmul are și tristețe. Filmul pentru mine este și o dramă. De ce? Pentru că acel profesor era ocolit de toate femeile, de toate fetele frumoase. El fiind cam urât. Și ideea cu poțiunea i-a venit mănușă. Numai că a realizat ceva. Că acea fată pe care el o iubea pe ascuns, așa, se îndrăgostise de dansatorul, de dublura lui, nu de el. Și atunci nici n-a mai încercat. Filmul se termină, să știți, după părerea mea, nițel cu lacrimi. De fapt, acestui film i-am putea spune și fabulă. Are o morală. Fabulă. Dacă stăm bine să ne gândim, are o morală. Nu poți să fii altcineva decât ceea ce ești. Este sau clar. Chiar dacă încerci, revii de unde revii, da, nu poți să-ți schimbi vorba aceea, lupul schimbă blana, dar n-ar avuba. Hai să vedem un fragment din Profesorul Tresnit din 1963 cu Jerry Lewis, unde machiajul și mimica sunt extraordinar de bine jucate. Acest film, de fapt, l-a consacrat pe Jerry Lewis în ceea ce înseamnă comedie de calitate și a avut un succes enorm de box office. Hai să vedem scurtul fragment din Profesorul Tresnit. Professor Kell, are you all right? And if you are, where are you all right? Dr. Warfield wants to see you in his office. Dr. Warfield. Yes, right away. I use too much.
kelp. Cât umor poate să te asidieze fără să spui un cuvânt, numai din gesturi și în multă, multă liniște. Eu aș vrea să mai spun ceva interesant la Jerry Lewis, este faptul că cel a fost apreciat mai mult decât în Statele Unite, știți unde? În Franța. În Franța și la ora actuală filmele sunt reluate și critice de film din Franța încă laudă comediile, spunând comedia absurdă a lui Jerry Lewis. Și într-adevăr, comediile lui au fost absurde în felul ăla. Care acum sunt văzute de pe un alt palier, efectiv. Este o redescoperire a lui Jerry Lewis în comedie absurdă. Și ca să exemplific de ce comedia lui este absurdă, vin cu două filme. Care este drumul către front? Un miliardar excentric, adică unui miliardar îi se refuză dreptul de a se înrola în armata americană. Nici Jerry Lewis n-a făcut armata da. Din cauza inimii. Avea un murmur la inimă. Și atunci, ce gândește acel miliardar? Să-și facă armata lui. Și împreună cu trei prieteni vin în Italia și își fac o armată să lupte împotriva nemților. Să răpească un general neamț pe care să-l pună după aia pe lângă Hitler, să retragă armata germană din Italia și așa mai departe. Deci o idee trăsnită, o idee absurdă. Un alt film, imaginați-vă un român care a fost la artilerie, da? Un locotenent la artilerie, care a făcut al doilea război mondial, că s-ar trezi prin 47, se trezea prin 47-48, că venea o hârtie de la unitatea militară, că a dispărut un tun și trebuie să-l plătească. E, așa s-a trezit Jerry Lewis într-un film, a dispărut o navă, că a dispărut un crucișător și îi se imputa lui. Așa încât a trebuit să meargă în coasta Pacificului, în coasta Japoniei, și să-și caute crucișătorul. Și a găsit până la urmă, toate navele aveau un clopot, dacă vă amintiți, pe care scria numele navei. Și a găsit acel clopot, are probleme cu, în sfârșit, cu pește, cu, nici nu știa să înnoate. Ei, bine, nu știa să cufunde și găsește acel clopot. Deci ideea trăznită, să-i se impute un crucișător. Un crucișător. Da. De parcă ar fi un breloc. Jerry Lewis a jucat și în filme a unor foarte mari regizori. Stanley Kramer. It's a mad, mad, mad world. O lume nebună, nebună, nebună. Da, super film. Unde a jucat Spencer Tracy, un alt actor, un monstru sacru. O întreagă trupă de actori celebre au jucat. Da, ne trebuia să joace și Stan Laurel. Și Telly Savalas a jucat. Și Stan Laurel trebuia să joace și s-a îmbolnăvit și n-a mai jucat. Dar a jucat ăla maestro în comedia mută. Buster Keaton. Buster Keaton. Bine, plus. Comedianul cu fața neschimbată, el avea totdeauna aceeași mimică. Sigur că da. În 82, regele comediei, la fel cu un mare regizor, Martin Scorsese. Da, The King of Comedy. Robert De Niro, da. Exact, iar un film mare. Și Sandra Bernhard. Exact. Și, bineînțeles, ce am mai pomenit, și Arizona Dream, iar un film uriaș. Ale Costurița. Cu Costurița, cu Johnny Depp. Debutul lui în regie a fost iar interesant, cu un mare succes în 1960, The Bellboy, în care juca rolul lui Stanley, un băiat de bun la toate, cărător de bagaje și alte asemenea lucruri mărunte într-un mare hotel în Fontainebleau. Mai pot spune de Petty, un împiedicat, de Lady Man, un bărbat cuceritor, de Family Jewels, iar un film care merită văzut pentru că joacă 7 roluri în același film. Da. În Bijuterie de familie. Bijuterie. Și în Cenușărelu, iarăși, joacă destul de bine, da? Cenușărelu, da. Da, Cenușărelu. Interesant titlu. Cinderfell. Da, da. Un băiat de la țară care era suplit de
de taică-su de data asta și de, și de toți părinți, de amândoi părinți și avea doi frați mai răi, deci ce nu șerelu. Important de spus că DC Comics a publicat o serie de desenate aventurile lui Jerry Lewis între anii 1957-1971, care a avut mult, mult succes. Să nu uităm că benzile desenate erau la mare vogă în Statele Unite ale Americii, în Franța, în general. Dar însu au început prin celebrele comics-uri. Comics-uri, da. De asemenea, și-a făcut și un studio de filme, studiourile Jerry Lewis, însă acestea au falimentat, din păcate, în 1980. Lamentabil, pentru că se doreau și alte filme să fie date, nu numai comedii, dar în momentul în care au început să fie difuzate și alte genuri de filme, momentul a fost prea târziu și n-au mai avut în casări. În cauza asta, Jerry lui și-a închis casa de filme. Deci un om de afaceri prea bun nu a fost. N-a strâns bine management. N-a speculat momentul, într-adevăr. Vorbeam de Jerry Lewis în pantomimă. Un bun mim. Un excepțional actor în domeniu. Sunt două secvențe care le-am unit într-una singură, din două filme separate, unde, într-adevăr, Jerry Lewis își arată arta de pantomim. Este vorba de momentul în care el, fiind om de servici, orchestrează o orchestră imaginară în spațiu unde erau în spațiu unei opere și momentul în care Jerry Lewis dactilografiază lângă o secretară veritabilă, dar tot imaginar. Hai să vedem cele două momente. Jerry Lewis, dirijor și dactilograf. Într-adevăr, un comediant care trăiește muzica, pur și simplu, să dactilografiezi în ritmul muzicii și să faci mim. De altfel, este o muzică adaptată la... Este o muzică scrisă special pentru gagul ăsta. Și gagul ăsta cu mașina a fost folosit și de alți comici de-a lungul timpului. Dar el și
mai târziu a folosit gagul ăsta, chiar cu mașină de scris în față. Treaba cu mașina de scris apare acum și la orchestră simfonică. Deci mașină de scris cu orchestră simfonică. Am văzut treaba asta și, dacă nu mă înșel, și Andrei Rie a dat într-un spectacol. Și interesant că mulți actori de comedie au un moment al lor. Jerry Lewis, dactilografiind, este un exemplu și putem să revenim la Charlie Chaplin cu pâinițele, când la masă îi dansul piciorul și o dansul pâinițelor, cum mi se mai spune. Da. Și care este, e filmat, e veritabil. Astea sunt scene istorice. Da, intrate în istoria cinematografiei. Și este interesant, amintea Mircea de Johnny Depp, este actorul care a reușit să facă acel dans al pâinițelor cel mai bine. A fost apreciat pentru asta. În 2010, Jerry Lewis se întâlnește cu Loshi Graham, în vârstă de 7 ani, care și-a împărtășit ideea de casa lui Jerry, un loc pentru copiii vulnerabili și traumatizați, și astfel Lewis și Graham încheie un parteneriat comun pentru o organizație de caritate australiană cu sediul în Statele Unite și acumulează fonduri pentru construirea facilității în Melbourne, Australia. Intrăm acum încetul cu încetul în zona filantropică a lui Jerry Lewis, care pleacă dintr-o stare de empatie interioară față de copiii cu distrofie musculară. Și fundația pe care o construiește pur și simplu a plusat peste 2 miliarde de dolari în cazuri umanitare, în cazuri de acest gen. Fiind el însuși aproape distrofic. Și el a avut probleme foarte, foarte grele de sănătate, inclusiv un cancer de prostată, probleme cronice, probleme cu inima, diabet puternic. Și când îl vezi în filme, mișcându-se cu atâta abilitate echilibristică aproape, iar la spre sfârșitul vieții, atacat de cel mai crunte boli, parcă nu-ți vine să crezi. Este adevărat. Trebuie să ne amintim de faptul că el a fost respins atunci când a vrut să intre voluntar în armata americană. A fost respins și a suferit mult. La modă era înscrierea și plecarea pe front. Cei mai mari regizori, actori americani vorbim de al doilea război mondial. El n-a putut să facă treaba asta și a suferit. L-a marcat serios. De aceea, mai târziu, când am întâlnit acei copii cu probleme mari și distrofie musculară și el având probleme mari cu inima și cu diabetul încă de tânăr, el s-a regăsit oarecum în viața celorlalți și a pus tot sufletul în slujba sănătății. Și nu numai sufletul, a dat și mulți bani. Și el a avut un show al lui, Jerry Lewis Show, și un teledon. La acel teledon strângea bani. Am înțeles că în total, în decurs la mai mulți ani, a strâns în jur de 2,6 miliarde de dolari. Ceea ce este o sumă foarte mare. Și acei bani au mers în slujba sănătății, în slujba celor cu probleme, pentru medicamente. A făcut bine. De aia a fost propus în 1977 la Premiul Nobel pentru Pace. Și nu a fost propus degeaba. Și important de spus că într-un interviu acordat în decembrie 2015, Jerry Lewis își exprimă opoziția față de faptul că Statele Unite au refuzat refugiații sirieni. Atenție, spunând, nimeni nu a muncit mai mult pentru condiția umană decât mine, dar nu fac parte din condiția umană, în cazul în care 11 băieți din grupul de 10.000 sunt ISIS. Și în același interviu el critică pe președintele Barack Obama că n-a fost pregătit pentru ISIS, exprimându-și sprijinul pentru Donald Trump, spunând că ar face un bun președinte pentru că era un bun showman, că ar fi un bun președinte pentru că era un bun showman. Și a adăugat că a admirat președinția lui Ronald Reagan. Deși n-a făcut politică, pentru că și Kennedy l-a sfătuit să nu facă politică, pentru că politica îi distruge.
energia. Da, este adevărat, el l-a sfătuit pe Kennedy, el a fost prieten cu Kennedy și l-a sfătuit să nu intre în politică, să nu lupte în campania aia, să nu intre în campania aia pentru președinție. Și Kennedy nu l-a ascultat și după ce a câștigat, i-a zis, măcar oprește războaiele pentru că mor oameni. Și Kennedy a încercat să facă ceva. A sfârșit cum a sfârșit. După părerea lui Jerry Lewis, cel mai bun președinte american a fost Ronald Reagan. Ronald Reagan. Da. Și acum spunea că după prestanță, după felul în care se prezintă în fața oamenilor, Trump ar fi cel nimerit. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut, da. Este normal să-i placă Trump pentru că sunt amândoi comedieni. Așa este. Hai să mai vedem un fragment din Școala de Tarzani, atât cât ne îngăduie timpul, după care revenim în studio pentru închiderea emisiunii. The whole thing? He didn't leave anything back there? This is everything. This is it? Yeah. Well, all right. Now, first of all, you got to learn how to enter a Tarzan room. You just can't come walking in. Oh, well, I walked in. No, you got to know how to... McCluskey. Yes, sir. Show him how to enter. Watch this very carefully. Yes. Because you may not be back this way. Oh! There you are. Do that, Spencer. Oh, boy. Start from there. Go ahead. Oh, boy. All right. Come on. Get this out of here. All right, pick it up. I want to do something different. All right, now, you see, right now we got this little dummy we got right here, you know what I mean? Dummy? No, this is a little, this little thing, I want you to attack this, you know what I mean? Oh, this ape. That's what I said. Yeah, well, I'm scared. I don't want to. Don't be a scared. Come here. This is a dummy. Nothing to it. Oh, huh. Just go ahead. Show me how you attack. Oh, all righty. Da. Cu Jerry Lewis și Dean Martin am început. Cu Dean Martin și Jerry Lewis încheiem. L-am văzut din nou pe Jerry Lewis tânăr la câțiva 20 de ani în care și vocea parcă nu este a lui. E o voce sublumată, o voce tinerească, iar corpul este destul de firav la vârsta asta. Un alt actor american la 20 ceva de ani avea aceeași mimică precum Jerry Lewis, ca și Jerry Lewis. Jim Carrey. Așa. Numai că pe parcurs și el s-a deșteptat oarecum și a început să joace și roluri mai serioase. Mircea, un ultim cuvânt acum în încheiere. Exact. Ce să mai spun eu când domnul Horbovanu mi-a luat pe Jim Carrey din... din text. Exact. Vroiam să închei și eu cu ceva așa, cu Jim Carrey. Dar Jim Carrey este același strâmbăcios ca Jerry Lewis. Așa este. N-o spun la sens operativ, dar nici la sensul admirativ. Vom discuta și despre el într-un episod. Mulțumesc mult pentru participare și aștept să ne revedem în luna septembrie la o nouă serie. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Mulțumesc și noastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și numai bine!